Derek J. Hogan, ambasadorul SUAN Moldova, într-un editorial pentru anticorupție.md, scrie că țara noastră se află într-o altă criză politică, una care împiedică eforturile de abordare eficientă a efectelor devastatoare ale pandemiei globale COVID-19 și crize economice. Acum aproape 2 ani, remarcă Hogan, cetățenii Moldovei și-au scăpat țara de un temut oligar. Multe instituții de stat, inclusiv Curtea Constituțională, care au fost odată capturate, își exercită acum independența și lucrează pentru binele poporului și nu a intereselor egoiste și corupte. Moldova se află la încă o răscruce de drumuri, mai spune oficialul american. Politicienii și infractorii corupți nu mai pot dicta cursul viitorul țării. Poporul Moldovei merită și cere mai mult. Aleșii trebuie să respecte voința poporului, să rezolve impasul actual și să se apuce de lucru pentru a răspunde nevoilor urgente ale cetățenilor, a conchis ambasadorul american în țara noastră.